Salut, dragilor! Bine ați venit la Eu cu cine, emisiunea mea politică, neplătită de candidața de partide, în care discutăm despre cu cine votăm, cine votează și, în general, care e profilul candidaților, pentru că astăzi Mădălin Hodor este aici la emisiune și el e un pic și un funcționar public, iar chiar proaspăt avansat în funcție, drept pentru care trebuie să fii mai înțelegător cu el. Și să facem un disclaimer, că sunt aici și nu reprezint opiniile instituției în care lucrez, ci doar opiniile mele personale. Perfect. Eu, ca să spun drept, am ajuns la tine pentru că am început să-ți urmăresc serialul de pe YouTube, ăla cu securitatea. Mai ales că eu sunt generația care a trăit cumva, fără să fie în vreun fel impactată în mod direct de securitate, mă rog, cu o mică excepție, am trăit epoca aia. Dar mi s-a părut că ești primul care a vorbit despre epoca securității într-un mod sincer, onest, bazat pe arhive și care cumva pune mai puțină pasiune, fiindcă e multă, în povestea asta e multă propagandă, n-aș zice de ambele părți, dar e mult conținut cu inima și tu ai pus mult creier acolo și mi-a plăcut foarte tare povestea asta. Și o să încep în primul rând să te întreb cum ai ajuns să te pasioneze istoria securității. Da, în primul rând aș vrea să spun că inițial am pus și eu mai multă inimă decât, decât minte, pentru că și pentru mine intrarea în subiectul ăsta a fost emoțională. Încă nu sunt, n-am fost de la bun început un foarte, cum să spun, obiectiv cercetător al arhivei securității. Pentru că tu spuneai că... Da, chiar cum ai ajuns să trecutul, cercetezi? Da, câți ani ai, de fapt? Asta e cea mai importantă întrebare aici, știi? 24 de ani de lucru în Arhiva Securității. Fac parte din cei care s-au angajat în anul 2000 la CNSAS, adică aveam 22 de ani, ceva de genul, când am venit și m-am angajat la CNSAS. Deci n-ai prins aproape deloc comunismul. Ce-ți mai aduce aminte? 13 ani aveam la Revoluție. 13 ani. Da. Cu toate astea, știu, e o chestiune care uneori mi se reproșează de către oamenii care mai comentează la emisiunile mele și cele de pe YouTube și cele pe care le fac la, am voie să spun, postul. Aici suntem la podcastul meu. Okay. Poți să zici branduri, poți să zici ce-ți trece ție prin cap, e libertate. Bine. Atunci pot să spun că am și o emisiune la RFI și asta vreau să spun că foarte frumos. La Radio France International și spun că unii dintre comentatori care mă aud vorbind despre trecutul comunist, despre securitate, se uită la mine și spun, băi, dar ce știi tu despre lucrurile alea, pentru că tu n-ai trăit pe vremea aia. Și după aia eu le răspund, știți, aveam totuși 13 ani și ei spun, a, da, n-aveai cum să-ți dai tu seama. Erai mic, erai copil. N-aveai tu cum să-ți dai seama ce era. Și apoi intru cu o altă replică în care spun că chiar dacă eram copil, eu țin minte foarte bine niște lucruri din perioada aia dinainte de 1989 și faptul că eram copil nu înseamnă că nu înțelegeam realitățile pe care le trăiam. Apucat să spună părinții nu zice asta la școală? Da, evident. Care erau no-no în vremea aceea? Păi era o singură directivă, ca să zic așa, care o primeai. Unii, cum e cazul meu, au primit-o într-un mod direct, adică, mamă, te rog, să nu comentezi politică la școală, nu spui bancuri, nu spui ce se discută în casă. Voi discutați în casă politică la fel ca toată lumea, deschis, da, nu? Da, discutam, mă rog, nu neapărat politică, că e mult spus asta că discutam politică, discutam ce se întâmpla și discutam, bineînțeles, în mod liber, la mine în casă se asculta Europa Liberă, sigur că discutam lucrurile, toată lumea le discuta. Vorbeam urât de Ceaușescu? Vorbeam urât de Ceaușescu, nu pot să spun acum că după 90 toată lumea a spus că mai mult sau mai puțin a încercat să-și prezinte o variantă eroică a ceea ce a făcut înainte de 89 și a apărut o grămadă de dizidenți care erau dizidenți înainte de 89. Deci asta, eu nu eram absolut deloc, pot zic că eram o familie tipică pentru epoca respectivă, taică-mea muncitor, maică-mea era la fel secretară la o agenție din asta de pentru mediu și ape, deci nu eram o familie de oameni, nu știu, nu făceam parte nici din elita de la perioada respectivă, nu eram niște oameni săraci, dar voi ți-aduce aminte, exista frica de securitate în vremea aceea?
Exista frica de orice, nu de securitate, pentru că securitatea pentru noi era ceva abstract. Eu n-am avut de-a face, nici taică nu a avut de-a face, nici că familia noastră nu a fost o familie care să se intersecteze cu securitatea în vreun fel. Eu am avut niște colegi la școală, aveam un coleg, de fapt, în clasă, despre cărui tată știam că este securist. Bineînțeles că vedeam lucrul ăsta prin prisma copiilor care eram la ora aia, vedeam că Are ăsta, gumă de colegul nostru mestecat, are are gumă de video. mestecat Da. străină, avea Ok. revistele alea străine, PIF, Rahan, care ne-a invitat o singură dată la el la casă, că se făcea pe vremea aia un fel de petreceri din astea Ceaiuri. ceaiuri, așa, nu ceaiuri, Așa. le zicea, cred că era ceva, nu știu, habar n-am. Era ziua lui sau ceva și a invitat, l-au lăsat părinții să cheme patru colegi de clasă la ziua lui. Și într-adevăr, când m-am dus acasă la el, se vedea clar că trăia ceea ce noi credeam că este stilul occidental, adică era o casă clar mobilată cu lucruri de afară. E foarte interesantă devenirea asta a securiștilor care înainte de 89 căutau să fie cât mai aproape de Occident în tot ce însemna stilul lor de viață. Și acum au ajuns să se îmbrace în ei și să propovăduiască întoarcerea la origine. Nu-i amuzant? Da, Adică... este. Păi, probabil că întotdeauna au fost. Evident că ei își doreau să aibă lucrurile cele mai bune și, mă rog, chestiile care erau dezirabile. Era un trend la momentul respectiv și în trend la momentul respectiv, evident, era ceea ce era interzis sau inaccesibil, mai bine zis, majorității populației și aia erau produsele din Occident, indiferent de natura lor, că era un televizor color, că era o gumă de mestecat sau nu știu ce mobilă din Neckerman, că Neckerman era atunci Bun. topul. 11 ani mai târziu te întâlnești cu securitatea sub formă de dosare. Da. Ți-aduce aminte de ce ai vrut să faci asta ca Mi-aduc aminte istoric? că culmea Puteai să te apuci de Evul Mediu. și chiar eram specializat în Evul Mediu. Nu știu dacă ai știut lucrul ăsta înainte să întrebi sau ai pur și simplu a fost o No, întâmplare, mi-au dar zis băieții, vezi când intervii, vezi vezi că pe rodă. ăla e da, corect, de altfel se face research. Da, eu eram specializat în Evul Mediu la facultate, am făcut o teză pe Evul Mediu Occidental, nu aveam tangență cu istoria contemporană, deși mi-a plăcut în facultate istoria contemporană și chiar la un moment dat îmi părea rău că am ales specializarea Evul Mediu și nu m-am dus pe istorie contemporană, dar nu a fost o pasiune, să spun așa, neapărat a mea să vin să studiez dosarele securității. De fapt, informațiile mele despre securitate erau la fel de vagi în anul 2000, pe cât erau de vagi înainte de 89. Era ceva, auzisem ceva de chestia asta, dar nu era cum să spun, nu aveam nicio idee ce înseamnă Și securitate. ce te-a atras, ce ață te-a atras într-acolo? A fost o chestiune de alegere. Aveam de ales între învățământ și a veni la o instituție despre care auzisem că se creează. E nou, o să fie o chestie Ah, cu erau arhive. posturi scoase. Erau posturi scoase la concurs, era la București. Hai să încerc să văd dacă reușesc să vin, pentru că alternativa era deloc atractivă, lasă-mă să-ți spun, învățământul. Prof de istorie. Da, prof de Unde? istorie pe undeva pe lângă Bacău. Dădusem concursul de titularizare și trebuia să fiu profesor de istorie într-un sat undeva la 20 de kilometri de Bacău. Și Deci, nu mi s-a părut o contactul cu idee. talpa țării. Aveam contactul cu talpa țării că am făcut vreo 10 ani navetă în diverse variante și nu simțeam neapărat nevoia unei perioade din astea în care să mă familiarizez cu realitățile românești. Din contra, chiar nu mi-ar da deloc să rămân în realitățile române și căutam un loc mai bun decât eram destinat să-l am. Și am Acum, ajuns la noi am făcut arhive. acel institut, probabil și la presiunea, să zicem așa, instituțiilor internaționale și cred că și a vestului, mi imaginez, care își dorea să se întâmple peste tot în Europa de Est, un fel de, să zicem așa,
curățare de păcate, sau mai bine zis, scoatere la lumină a trecutului, din care oamenii să învețe și din care, până la urmă, să iasă o societate, să zicem, cât de cât liberă și imună la totalitarism. Este o perspectivă foarte corectă a ta, pentru că, în realitate, deși existau niște inițiative ale noastre din România, ale societății civile, proclamația de la Timișoara.8, exact, da, și ilustrație, tot felul, da, de proiecte. Da, astea erau niște chestiuni foarte greu de pus în practică în condițiile în care după 90 am avut o restaurație de tip perestroica, glasnost în România și nu o revoluție care s-a dus înainte spre democratizare. Au fost aceste lupte, să spun, care erau sortite eșecului, trebuie spus. Ticu Dumitrescu, apropo, acum pe 5 decembrie se împlinește 16 ani de la moartea lui Ticu Dumitrescu și el este cel care a promovat legea aceea pe baza căreia ulterior s-a constituit CNSS-ul, dar cum spuneai tu și corect ai intuit, fără presiune externă, mai precis fără presiune americană, CNSS-ul nu ar fi existat, așa cum nu ar fi existat nici DNA-ul. Pentru că îmi imaginez că acum se vor găsi destui care să zică, iată, străinii ne-au forțat să ne dăm pe fața agenții secreți ca să-i pună pai lor în loc sau să ne slăbească ca națiune. Știi? Nu, asta a fost, în niciun caz nu asta a fost. Nu, asta e propaganda pe care ar putea să o livreze acum suveraniștii. Da, desigur, că ei dacă citesc toate realitățile în cheia asta a unor mari oculte internaționale care vizează slăbirea României, nu e, culmea este că nici măcar nu sunt originali. Ar trebui să-i plătească dreptul de autor lui Nicolae Ceaușescu, toți ăștia care sunt suveraniști astăzi, pentru că primul suveranist al țării și al României a fost Nicolae Ceaușescu. El era cu N-a fost teoria... un pic și dej, un pic așa, da, că erau zvonurile că a fost lichidat din cauza asta. Nu a fost lichidat, în primul rând, și în al doilea rând, nu din cauza asta. Într-adevăr, însă, dej a fost primul lider comunist care a încercat să promoveze ideea asta a unei desprinderi de Uniunea Sovietică și a unei Românii un pic mai independentă față de, subjugarea totală economică și politică a Moscovei, însă deci nu este nici pe departe un erou al independenței României, pentru că el tot spre Moscova și tot de la Moscova își lua ordinele, avea grijă să nu iasă foarte mult în... că sigur că și Deși Ceaușescu la rândul lui au fost niște lideri care în interiorul țării au pozat în mari luptători și susținători ai idealului național și al unei Românii independente, dar în realitate ei aveau un lanț care la un moment dat se întindea și era tras un pic așa și reveneau. Ceaușescu însă la un moment dat a rupt lanțul în 68. Sau aici ai ni s-a părut? Aici o discuție întreagă, nu avem timp să o cred. Da, mai bine să ne întoarcem la povestea asta cu CNSS-ul, că e mai aproape de noi și nu vreau să se plictisească lumea, mai ales că aici, știi, în online, lumea fuge foarte repede, attention span nu trece de 15 secunde și când am vorbit ceva 15 secunde care nu interesează, gata, pa. Bun, să ne întoarcem la povestea noastră. Suntem în anul 2000, te angajezi acolo, speranța României este că vom învăța din greșelile trecutului și că CNSS-ul va expune, de fapt, ce ar fi trebuit să expună public? Practicile, oamenii... În primul rând, CNSS-ul a fost gândit ca o instituție care să ajute la ceea ce spuneai tu, adică la democratizarea societății românești. Și un pas în democratizarea societății românești era cunoașterea trecutului și asumarea acestui trecut în mod... la modul ideal. Asta cu asumarea... Da. Nu e spoiler că n-am asumat nimic după 35 de ani. Nu vă țineți respirația. Da, nu vă țineți respirația. La întrebarea asta răspunsul este nu. Nu. Okay. Dar asta a fost intenția într-un fel. Și bineînțeles că nu trebuie să fim cumva iarăși etnocentriști și să credem că am inventat noi apa caldă sau rece. Era un lucru care se întâmpla în toată Europa de Est.
pentru că trecerea spre democrație, care așa se dorea a fi, a inclus și în toate țările din Est Europa această chestiune. Deschiderea arhivelor fostelor servicii secrete a poliților politice din Europa de Est avea mai multe mize. Accesul cetățenilor la informații, oamenii aveau dreptul să știe ce s-a întâmplat cu ei și cine din ce cauză au suferit, din ce cauză au fost spionați, din ce cauză au avut de suferit 50 de ani și cine este responsabil pentru lucrul ăsta. Era o chestiune de primă necesitate. În al doilea rând, era nevoie ca acești oameni care au făcut parte din acest sistem represiv să fie îndepărtați din funcțiile de răspundere, cel puțin din funcții de răspundere în statul român, și să nu mai administreze soarta țării pe viitor. Am senzația că nici aici nu s-a întâmplat chiar. Aici nu s-a întâmplat. Ce ar fi fost în mandat. Da, nici aici nu s-a întâmplat chiar ce trebuia să se întâmple neapărat. Dovadă că am avut până recent un președinte care s-a dovedit a fi fost un colaborator al securității și pe care l-am votat de două ori, ca să nu fim, să nu facem... Da. Asta e. Asta e. Da. Și nu numai, adică legea nu a prevăzut, după cum bine știi, în România nu a avut niciun fel de lustrație, adică nu a existat, în afara declarației de la Timișoara. Da, în afara de Germania de Est a existat lustrație, cred că nici măcar în Polonia. Nu, nicăieri. În afară de Germania, care a aplicat foarte dur această chestiune, nicăieri nu s-a făcut asta. Au existat niște legi care priveau, de exemplu, și acum în România, sunt categorii sociale care și-au făcut, de exemplu, judecătorii. A judecătorii este o lege specială pe care au făcut-o ei, nu este legea CNSAS-ul, dar dacă ești declarat colaborator și judecător, ești scos din sistem sau ofițer de securitate. Și a fost cineva scos? Au fost cazuri de judecători care au fost scoși din sistem în urma acestei, în urma deciziilor, dar asta este o chestiune care a fost adoptată de sistemul judiciar, nu de statul român neapărat. Acum m-aș întoarce puțin la securitate și la rolul ei. Sentimentul meu, trăind în România aceea mai mult decât tine, este că noi n-am fost un neam curajos. Și când spun asta, mă refer în primul rând, încep cu mine, că n-am fost nici vreun dizident, deși uram sistemul. Ba chiar veneam dintr-o familie unde oamenii făcuseră închisoare pentru asta, înainte de anii 60. Și de altfel, cea mai apropiată tentativă de Solidarność, să zicem, la noi, Sindicatul Oamenilor Liberi din România, SLOMR-ul, a strâns vreo 400 de inși, în vreme ce Solidarność a strâns 1 milion. La o populație, sigur, un pic mai mare, dar oricât diferența era enormă. Am senzația că securitatea săraca ne-ar fi oprimat, dar noi, de fapt, eram mult mai cuminți decât ar fi justificat un asemenea aparat, măcar. Da. Uitându-te în arhive așa, dacă ai istoric, ai sentimentul ăsta? Că am fost un popor foarte răbdător și cu minte? Asta e o întrebare grea și o discuție foarte complicată de purtat, fără să, că cu siguranță orice ai spune vei stârni controverse și vei jigni pe cineva. Poți să-mi zici de mine că nu. Am trăit în vremea aia și nu mă simt jignit. Da, nu am fost curajos. Nu, dar nu, eu nu cred că se pune problema neapărat în felul ăsta de curaj sau de lipsă de curaj. Este foarte greu să determini care sunt limitele unei persoane și ce este dispus să ia să facă sau să nu facă. E foarte greu să emiți judecăți morale sau etice legate de modul în care ne-am comportat noi în perioada comunistă. E foarte greu să faci asta, pentru că punctele de presiune, și aici, sigur, societatea românească discută despre securitate, pentru că securitatea după 89 a fost bau-bau ăla care ne speria pe noi și am încercat să exorcizăm, că n-am reușit, chestiunea asta cu securitatea. Însă privirea spre securitate ne-a dat niște răspunsuri parțiale și din punctul meu de vedere niște răspunsuri false. Pentru că adevărul este că nu numai securitatea era responsabilă de teroarea care era în România în timpul regimului comunist. Securitatea era o piesă a puzzle-ului.
Securitatea, de exemplu, nu te urmărea neapărat zi de zi, acasă, pe stradă, în cercul tău de prieteni sau la muncă. Poate pare un pic șocantă informația asta, dar securitatea nu avea posibilitatea tehnic să facă asta. Nu putea să te urmărească. Adică nu ne ascultau telefoanele. Ba da, te asculta, dar nu tot timpul. Aha. Aveau și ei o capacitate tehnică limitată. Se făceau niște rapoarte, timp de 30 de zile interceptăm convorbirile telefonice ale lui Mândruță, de exemplu. Da? Și dacă găsim ceva în ele în 30 de zile, bine, acum trebuie să facem prelungire. Și dacă nu găsim nimic, mutăm microfonul de la el, că avem pe nevoie în altă parte. Adică nu aveau destule microfoane. Bineînțeles. Dar nu vreau să reduc totul la asta, pentru că argumentul meu e altul. Securitatea era securitatea era cea care dădea tonul, cea care era instrumentul represiv de bază. Însă restul se făcea de către alte aspecte ale societății. Deci, în momentul în care securitatea își îndrepta atenția asupra ta, de fapt, tu deveneai un paria pentru toată lumea. Și toată lumea... La job? Da, exact. La școală? Exact. În cercul de prieteni. Și asta? Și în primul rând, și asta este valabil mai ales în anii 80, tu însuți erai cel mai mare dușman al tău. Pentru că intervenea autocenzura. Pentru că tu deveneai o persoană care nu mai avea încredere în nimeni. Și te învățai tu singur, fără să trebuiască securitatea să stea să te articuleze toată ziua peste cap, să crezi că ești urmărit în permanență de securitate și să te comporți ca atare. Să știi că unii trăiesc sentimentul ăsta acum. Bineînțeles. Nu este nimic nou, ca să spun așa. Faptul că noi avem o societate democratică și că suntem niște oameni atât de liberi cât ne permitem noi să fim liberi. Dar pentru că noi credem și azi lucrurile astea, că ne urmăresc unii, că tot ce se întâmplă în jurul nostru este o mare conspirație care ne vizează pe noi, trebuie să fim atenți ce vorbim, trebuie să fim atenți ce spunem. În realitate nu face nimeni chestia asta, dar ăsta este arta pe care a avut-o, adică ăsta a fost tipul de regim. Securitatea n-a avut neapărat un plan, dar a reușit lucrul ăsta. De ce? De ce am ajuns noi să fim așa în anii 80, de exemplu? Pentru că securitatea administrase teroarea în anii 50. În anii 50 securitatea venea, într-adevăr, te lua de acasă noaptea, te ducea la pușcărie și te bătea, te împușca, te extermina în lagăre, așa, și societatea a învățat să-i fie frică. Întâi, societatea românească, post-45, a fost învățată să-i fie frică. A fost lecția. Prima lecție a fost bătaia. Și după aia n-a mai fost nevoie, că era ca și câinele lui Pavlov. Exact. După aia nu mai era nevoie, că există o controversă, nu există o controversă, dar există o manipulare istorică susținută de unii legată de cele două perioade ale comunismului, aia cea mai rea, înainte de 1964, pentru că după 64 au fost eliberați deținuții politici, și aia mai bună de după 1964. Și aici e și partea de nostalgie comunistă așa mai. Și da. Ăștia spun, doamne, lasă că după 64 n-a mai fost așa de rău, adică ce înseamnă asta, n-a mai fost așa de rău? Că nu mai erau zeci de mii de deținuți în închisoare? Nu erau. Dar când erau afară, erau tăcuți, erau, nu vorbeau. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat după... Eu i-am cunoscut. Exact. Ce s-a întâmplat după 1964 a fost că zidurile de la închisorile comuniste s-au mutat să cuprindă întreaga țară. Și eram toți într-o mare închisoare fericită, administrată de acești oameni care nu trebuiau să administreze teroarea. Ei nu mai trebuia să vină să te bată. Ne-au dat pufuleți. Ne-au dat cola. De ce? Cât de exact, cât. Exact. Da. Iar paranoia și stilul ăsta de administrare a terorii a fost eficiența. Securitatea a avut vreo 30.000 și ceva de ofițeri. La o populație Totuși, de 23 de milioane. Pe de altă parte, eu trăind epoca aceea, ascultând Europa Liberă, constant, îmi aduc aminte că invidiam alte națiuni pentru faptul că aveau dizidenți, Havel, de exemplu, în Cehia, că aveau guverne mai liberale, în Ungaria, de exemplu, cea mai veselă baracă din lacărul socialist, că aveau luptători adevărați, Lech Wałęsa în Polonia. Doar Bulgaria era așa mai liniștită, cum eram și noi. Și asta ar fi întrebarea fundamentală. De fapt, noi am avut o securitate care a inspirat frica pentru că noi nu eram curajoși, sau a inspirat frica pentru că, spre deosebire de alte securități, chiar
acționase îngrozitor în anii 50 și era capabilă de crimă inclusiv în anii 70-80, cum după cum am văzut cazul Ursu. Da, sigur că, adică nu vreau să se înțeleagă că în anii 70-80 securitatea nu mai omora oameni, că făcea asta în continuare, nu la scara anilor 50, dar sigur că au omorât oameni până în 89 Avem o inclusiv. victimă, Da. Ursu, în țară și mai avem victimele de la Europa Liberă. Și nu numai Ursul, deci sunt zeci de cazuri documentate de oameni care au fost pur și simplu asasinați în anii 70-80 de securitate în România, nu în altă parte. Și Oameni au rămas în asasinați. arhive. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Nu sunt atât de cunoscuți, nu sunt celebri, nu s-au făcut documentare despre ei sau filme și nu s-au scris cărți despre ei, deși despre unii s-au scris. Dar au fost cazurile astea. Securitatea nu, adică nu vreau să înțeleagă că gata, nu mai erau niște băieți buni și doar stăteau așa și mai băgau frica din când în când în oameni. Dar nu, se făceau lucrurile astea. Dar la nivelul ăsta, m-a întrebat de ce nu am avut noi curaj. E o întrebare. Au fost oameni care au avut curaj. Și au Și au pățit-o fost. mai rău decât au pățit-o Da. polonezii sau ungurii, Da, nu? și au fost mulți, să știi, nu puțini. Adică ideea asta, sigur că pe chestia asta românii sunt lași, ce națiune de rahat am fost noi înainte de 1980, Păi dar așa ne suntem până spuneam în unii zero. altora, să știi. Da, din Nu e păcate, o chestie știu, dar adusă de străini. nu. Eu asta credeam despre neamul meu în Nu. anul de grație 86. Nu este așa. Deci nu este așa. Au fost oameni mulți care au avut curaj și au făcut lucruri înainte de 89 împotriva regimului și au suferit din cauza asta. Dar nu elitele. Asta e problema. Știi tu? Nu A, elitele. deci când ajungi un pic mai aproape de acel vârf rarefiat și începi să ai video, televizor color, mașină înainte de programare, probabil că deja devine. Asta înseamnă că, de fapt, noi suntem curajoși, dar și ușor de cumpărat. Suntem ușor de acomodat. Tranzacționali. Suntem ușor de Acomodat. acomodat. Eu Ok. văd lucrurile astea ca fiind o acomodare. Acomodarea cu regimul înainte de 89, cu rău, dacă vrei, astăzi, suntem foarte acomodanți. Iar oamenii care ajung din ce în ce mai sus și devin din ce în ce mai dependenți de ceea ce au, nu mai renunță așa ușor. Altfel se citește o dizidență a unui scriitor care altfel era publicat, vindea tiraje de 50 de mii, da? Și făcea o grămadă de bani din cărți și se întâlnea la restaurante cu prietenii, și acolo se vece înjura pe Ceaușescu și ce mai dizident era, dar nu, dacă se punea problema să susțină pe Goma, de exemplu, sau să semneze o scrisoare deschisă pentru Doina Cornea, aici, hai să mai vedem. Mai bine scria o poezioară de Da, 28 martie sau când era ziua exact. lui, ianuarie, și cu Ianuarie, pe asta se 26, da. asigura că e publicată cartea anul viitor. Exact. Și el spunea, domnule, asta este forma mea de cum, cea mai mare, scuză-mă, acum o să zic o chestie care probabil o Zice, să. vrei că, să știi că nu avem cenzură aici. Da? Da, Suntem asta. noi între noi. Bine, o să-i supere pe ăștia. Cea mai mare porcărie inventată vreodată după 90 a fost rezistența prin cultură sau dizidența prin cultură. Când românii ăștia lași, elitele noastre intelectuale au vrut să justifice tăcerea lor în perioada comunistă, au inventat chestia asta. Noi am fost dizidenți prin cultură, serios. Hai să o lăsăm. Au existat oameni care au fost opozanți ai regimului comunist, că din nici măcar chestia asta nu se înțelege, că dizident înseamnă să fii fost membru al Partidului Comunist și să fi avut niște opinii împotriva trendului partidului. Deci, de aia e dizidentul. Opozantul regimului este ăla care n-a fost membru de partid. Da? Că e o diferență de terminologie, dar importantă. Și au fost mulți opozanți ai regimului comunist în România, oameni necunoscuți, simpli, despre căror biografie nu știm mai nimic, sau, mă rog, nu sunt istoriile lor nu sunt neapărat promovate. Oameni simpli și de regulă să știi că nu, culmea, nu oameni care aveau opinii politice puternice, adică nu s-au născut anticomuniști și au zis la un moment dat, stai puțin că am citit aici doctrina și ce a zis Nicolae Ceaușescu și eu nu cred că e corect. Nu, erau oameni simpli care aveau probleme simple, da? De acolo pornea totul. Domnule, nu știu, m-au dat ăștia la serviciu, m-au sancționat sau nu găsesc pâine, da? N-am ce să dau de mâncare la copii sau, Cum a început în 87 la Brașov. evident. Deci, oameni cu nevoi simple și care încercau să le rezolve și se duceau și se plângeau sau încercau să protesteze într-un fel. Și bineînțeles că după aia intrau în atenția securității și viața lor din momentul ăla era distrusă și deveneau niște paria și erau ba bătuți, ba arestați, ba familia distrusă, ba dați afară
de la serviciu, unii dintre ei internați la nebuni și așa mai departe. Ăia au fost opozanții regimului comunist și au existat în toată perioada celor 40 și ceva de ani de comunism. N-a fost un popor laș, e mult, e foarte mult spus, e foarte multă chestie asta. Și asta este o chestie perversă, pentru că știi cum, deci asta e tot o explicație din asta. Domnule, la noi comunismul a rezistat pentru că am fost noi lași. E tot o chestie interesantă, e un fel de... Dar de ce a rezistat atât? Și de ce n-a fost nicio tentativă de reformă internă, până la urmă? Da, aici iarăși e. Pentru că tipul de regim comunist pe care l-am avut noi a fost un regim care a refuzat, s-a dus tot mai mult spre centralizarea puterii într-un tip de comunism dinastic din ăsta, Ceaușescu și familia. Și nu a mai existat nicio... De fapt, noi n-am avut în 45... În 45 de ani n-a existat nici măcar un singur teoretician român în ceea ce privește doctrina comunistă. Găsește un român care să fi scris ceva despre comunism. Păi scriau despre comunism. Cum o să fie minunat așa. În comunism, ce frumos o să fie și cât de... Erau ăștia lăudătorii de curte. Da, dar cineva care să scrie doctrina, adică cineva care să vină cu o idee. Dom'le, uite, vrem să facem așa sau vrem să facem altfel. N-a existat așa ceva. Păi dar nu, doctrina era o treabă prea complicată exact. Pentru Ceaușescu. Dar, uite, s-a mai întâmplat ceva în vremea aceea, pentru că eu citeam almanahele, ca să zic așa, Luceafărul, Flacăra, și acolo securitatea a început să-și planteze ideile de pe la începutul anilor 80, protocronismul. În primul rând, ce e protocronismul? România, poporul român a fost înainte în toate. Și suntem aici de 5-6 mii de ani, tăblițele de la Tărtăria și scrierea prima oară s-a descoperit în Carpați și noi, de fapt, hiperboreenii, am populat toată Europa, tot felul de aberații. Dar construcția asta care avea o idee foarte simplă și anume, noi suntem foarte tari ca națiune, toată lumea ne invidiază și ne vrea răul și trebuie să luptăm pentru națiunea noastră, n-a fost o construcție comunistă. Ea avea un damf ușor așa național-socialist în vremea de dinainte, din vremea capitanului și a regelui Carol al II-lea, și avea și o construcție modernă, inclusiv teoriile astea lui Erich von Däniken cu extraterestrii care trecuseră pe aici. Adică ei au construit prima oară cultul românului nu verde, nici maro, românul ăsta naționalist extrem, care trebuie să se închidă în granițele astea, care nu trebuie să accepte nicio idee din exterior și care, ideal, să fie și fidel conducătorului și până la urmă în spatele conducătorului mai era și securitate. Treaba asta, sentimentul meu este că treaba asta se întoarce. Și că genul ăsta de atitudine față de lume a fost foarte rezistent și cumva reușește să cucerească acum și tineretul. Da. Te uiți la asta? Mă uit. Cum, ca să citez un clasic, în viață cu atenție și îngrijorare. Mă uit. Da, e de discutat iarăși chestiunea asta. Normal că această teorie, de fapt, e teoria excepționalismului românesc. Asta este, dacă vrei, caracteristica. Faptul că noi suntem excepționali, am fost dintotdeauna în istorie, cei mai drepți și mai cei mai curajoși și drepți dintre traci sau cu ceva. Da, am apărat asta. Occidentul, pe aici au trecut toți și noi ne-am opus. Catedralele, că dacă nu ne apăram noi, n-aveau ei catedrale. Și toată istoria asta care îmbină într-un mod foarte abil caracterul nostru de, adică predilecția noastră pentru victimizare. Asta este o chestie foarte frumoasă. Și victimizare, dar și ego-ul nostru supradotat. Da. Citeam un studiu de curând că în România, dintre toate țările europene, 66% dintre oameni consideră că, cultura lor este superioară tuturor celorlalte culturi. În vreme ce treaba asta nu se întâmplă aproape nicăieri în Europa, cifra asta nu ne spune că avem o cultură superioară, ci că suntem ignoranți cu privire la cultura altora. Asta e mesajul cel mai important, dar oamenii nu corect. Știu. Oamenii nu realizează. Da. Ei cred că asta e, Eminescu și Sadoveanu. Da, dar într-adevăr, sigur, asta a fost o construcție și s-a făcut foarte multă propagandă, s-a lucrat foarte mult la miturile astea ale protocronismului românesc.
Din mai multe motive. Deci, pe de o parte, în mod clar, era linia regimului, pentru că Ceaușescu vrea să fie perceput ca fiind unul din șirul acestor mari lideri români care, de-a lungul timpului, au luptat cu invadatorii. Da, da, el își crea o perspectivă istorică. Exact. Mi-aduc aminte picturile alea de curte cu Mircea cel bătrân, pardon, cel mare, că nu cel mai mare. Avea voie să fie bătrân, da. Și după aia totul era un șir până la el, ca evoluția umană. Da, cu sceptru, toți cu sceptru în mână. Da. Da, adică pe de o parte era chestiunea asta, pe de altă parte, sigur, era nevoia de legitimare a regimului. Faptul că se construia acest mit, asigura loialitatea sau măcar frica a cetățenilor, pentru că România era descrisă, fiind un ținut excepțional cu oamenii care se luptă cu toți ceilalți, este o cetate asediată, toată lumea ne vrea rău. Și noi trebuie să fim aici uniți, pentru că altfel în jurul se înțelege că în jurul conducătorului, da. Putem să fim uniți de capul nostru așa, da. În jurul oricui trebuia să fim strâns uniți în jurul conducătorului, așa strâns, uitați-mi de strâns, da, strâns, da. Uniți, ai uitat asta cu strâns uniți în exact. Jurul conducătorului, nu uniți, da? Oricum, ci da, strâns, da, da. Uniți așa în jurul conducătorului, pentru că altfel am fi dispărut. Deci dacă noi eram strâns uniți, veneau ungurii, ne luau Ardealul, veneau rușine, mai luau nu știu ce, veneau ăștia, occidentalii oricum ne pândeau să ne fure și să ne distrugă. Asta era și România, o parte din chestiunea asta, din paranoia asta a excepționalității vine din acea epocă în care și eu, ca un bun elev în perioada comunistă, eram învățat la școală exact asta. Toate manualele, de începând cu cel de istorie și terminând cu cel de limba română, mergeau pe linia asta. Eu, asta e istoria care am învățat-o în școala generală, asta era. Și eu, o istorie eroică, da. Da, cu voievozi care tot timpul au stat și s-au luptat cu invadatorul și care era exact în siajul chestiunea asta. Deci asta nu era... Niciun popor din cele din exteriorul nostru nu era neapărat prietenul nostru. Nu. Clar. Nu. Și eram învățați, practic, că toți sunt niște trădători și mai devreme sau mai târziu te vor trăda și doar românii sunt singurii... Acum realizez un lucru interesant, că în educația noastră, cel puțin la mea până la 20 de ani, nu exista conceptul de umanitate. Uh-huh. Adică erau românii și restul erau populații care trăiau pe pământ. Uh-huh. De obicei inerte față de români sau dinamice. Da. Atât. Da. Ideea, și asta este îngrozitor, pentru că până la urmă comunismul, el este o ideologie care face apel la umanitate, uh-huh. la frățietatea între popoare. Uh-huh. Comintern chiar asta propovăduia, da, bine, exact. El vrea să exporte Revoluția Rusă, da. Dar ideea fundamentală a comunismului era că noi suntem cu toții frați. Da. Comunismul românesc, not so much. Not so much, mai degrabă frați vitregi. Da. Și chestia asta, bine, deci pe de o parte asta, educația pe care am primit-o și modul în care funcționa societatea, adică ideea este că tu de copil erai învățat, fie la școală, adică școala făcea chestia asta, te educa în direcția asta, familia te educa în direcția asta, ceea ce era în jurul tău în societate te educa în direcția asta. Măi, fii atent, fii atent, nu te încrede în nimeni. Mm-hmm. Deci... nivelul ăsta de paranoia care ți era să... Aici nu era o chestie gândită neapărat, dar era, îți strecura instinctul ăsta de că nu trebuie să ai încredere în nimeni, că trebuie să tot timpul să te supraveghezi, să fii circumspect, să nu crezi, adică să nu crezi ce vezi, tot îți vor rău, te dușmănesc într-un fel sau altul. Gândește că sunt generații de oameni care au crescut așa, au fost educați în felul ăsta. Știi că se vede încă? Eu... Între altele, bat țara discutând cu producători din agricultură și ei înțeleg, realizează că le-ar fi mult mai ușor dacă și-ar face niște depozite frigo împreună. Nu are fiecare banii. Dacă și-ar face o cooperativă în satul ăla sau mai multe sate și comune, s-ar descurca. De cele mai multe ori când îi întreb de ce nu vă asociați ca să faceți un business comun, nu avem încredere. Da, păi. Asta este o chestiune care a fost sădită și este foarte greu să o mai faci. De asta uneori vezi că lucrurile astea se transmit în societatea asta. Nu sunt chestiuni care dispar peste noapte doar pentru că am declarat noi că a căzut comunismul sau nu mai avem securitate. Nu. Asta au supraviețuit și generațiile noastre le-au dus mai departe în viață așa cum le-am învățat. Deprinderile astea le-am folosit și le folosim până în zilele noastre și eu mă surprind uneori făcând lucruri pe care mă gândeam când eram mic copil. Ce anume? Dă-mi un exemplu. Îți dau un exemplu. Încă mai am tendința să strâng pungi.
Toți avem tendință, toți avem pungă cu pungi. Dar de ce? Nu te-ai întrebat de ce avem toți pungă cu pungi? Odată pentru că punga era valoroasă, nu se făcea să o arunci, că nu se știe când mai găseai. Aveai mereu punga după tine, pentru că poate mai pica câte ceva, exact. Se mai dădea câte ceva pe undeva, exact. Și trebuia să stai la coadă. Și în plus, erai învățat să valorifici tot ce găseai. Da. Nu lăsai nimic pe stradă, eu țin minte chestia asta, deci toată, poate cei tineri se uită la noi și cu siguranță se sparg de râs în momentul ăsta. Dar eu țin minte cum arătau balcoanele alor noștri când eram noi mici. Pline de cuie, de tot felul de șaibe, de bucăți de lemn, de fier, de tot poate ce găseai utile. Pe jos, luai. Eram adică hoarders, toți. Exact, eram da. Toți eram niște din ăștia care trăiam într-o distopie, cum mai vedem astăzi pe Netflix. Luai pentru că nu se știa când îți folosește. Dar să știi că treaba se întâmpla și la nivelele superioare de partid și de stat. Pentru că eu, de exemplu, am cunoscut un domn care fusese nomenclator. Silviu Brucan îl chema. Am și făcut emisiuni cu el. Da. Și mi-aduc aminte că mai mergeam din când în când ca să îl îmbuneze. Ne mai invita câte un ministru la masă. De obicei la Doina, restaurantul nomenclaturii. Și acolo, de obicei, se aducea mult mai multă mâncare decât puteam noi să consumăm. Brucan avea în buzunar întotdeauna o pungă, celebra pungă de un leu. Și când se termina masa, strângea tot ce era pe masă în punga respectivă, ne explica așa că toată rușina, domnule, am un cățel acasă, duc la cățel, dar era clar că și el rămăsese din nu știu ce epocă cu ideea, trebuie să strângem tot, să nu e... Sunt lucruri, adică uite, de exemplu chestia asta cu cumpărăturile de la noi, sărbătorile sunt doar despre mâncare. Da, pentru că n-am avut. Ce oare? Da, n-am avut. Dar în același timp, oamenii care stau la coadă să-și cumpere de mâncare în fiecare Crăciun și umplu ăla, căruciorul, se duc acasă și dau share pe Facebook la acel comentariu sau filmuleț care zice... Eram mult mai bine, eram fericiți când eram săraci. Da. Explică-mi și mie, tu care studiezi și cred că securitatea a avut acest rol important. Spionându-i pe români, le-a aflat și o parte din resorturile intime. Studiind documentele astea, poți să înțelegi ce e cu noi și cu nostalgia asta. E naturală, e nativă, e construită de unii ca să câștige puncte politice, e construită de ruși ca să ne întoarcă la un model totalitar. De unde vine nostalgia după sărăcie? Da, sigur, nu găsești explicația, nu e neapărat în dosarele securității. Acum, știi că foarte multă lume balează între a considera securitatea o adunătură de tâmpiți, iliterați, care oricum habar n-aveau ce făceau și umflau niște chestii ca să se afle în treabă, și niște super agenți foarte smart, care făceau niște planuri foarte elaborate. Caraman și alții. Control, da. Mind control și crowd control și cum să controleze societatea. Adevărul este că nu erau nici una, nici alta. Adică, totuși o întrebare aici, nu vreau să te deraiez, dar o să uit. Ei construiau bancurile politice sau nu? Că era legenda asta. Nu cred că le construiau, dar le spuneau. Le spuneau? Da. Ok. Da, le difuzau și ei, adică nu era, nicio chestie. Oricum, în anii 80, toată lumea spunea bancurile astea politice, nu mai era supărat nimeni că făceai bancuri cu Ceaușescu. Bun, dar să ne întoarcem la nostalgie. Da, și că spuneam de chestia asta cu ofițerii de securitate, că ai zis tu de... și că securitatea a fost responsabilă, not so much. Una, adică din ce, cum văd eu situația, nostalgia e legitimă. Nostalgia e legitimă. Ajungi la o anumită vârstă. Pentru că ajungi la o anumită vârstă și ești nostalgic. Erai tânăr, pentru că ți se pare că oricum mintea umană e antrenată să păstreze doar memoria pozitivă a ceea ce a fost. Altfel ne-am tâmpi. Ești în prezent când ești destul de nesigur. Viitorul n-ai cum să-l prevezi și, în general, optica ta este că mai degrabă viitorul e pesimist decât pozitiv. Și atunci, sigur că te duci pe o variantă ta mai bună. Găsești undeva în trecut varianta ta mai bună. Erai mai tânăr, făceai mai multe, te simțeai mai bine. Decupezi contextul. Mergeai la mare și erai slab, da, și nu aveai telefon mobil și nu... chiar așa erai. Citeai o carte, ce frumos. Când citeai o carte, poate azi n-ai timp să mai citești o carte, într-adevăr. Și poate că înainte aveai timp să citești o carte, că n-aveai program la televizor, zice atâtea distracții, nu puteai să butonezi telefonul. True. Și stăteai și citeai cărți. Da, eu asta spun. Nostalgia este legitimă.
Sigur că putem să discutăm dacă ea e reală. Ea a fost însă weaponizată, ca să zicem exact. Așa. Asta vreau să spun. Nostalgie legitimă, însă instrumentarea nostalgiei într-o anumită direcție este altceva. Aia este o armă foarte puternică și extrem de periculoasă. Instrumentalizarea nostalgiei nu este să spui, da, domnule, înainte, nu știu, aveam 20 de ani și mă simțeam mai bine. Nu, periculos este să spui, înainte aveam o industrie super performantă și România era numărul 1 la export în toată lumea. Și știam ce să facem, nu ne dădea nimeni ordine la noi în țară. Ordine. Da. Fals. Bineînțeles. Dar vezi că deja e un cult. Nu poți să le spui oamenilor că asta e fals, că industria aceea producea doar pentru țările CAER și cele africane, că toate erau luate sub licență cu bani grei și noi le-am plătit licențele astea, în loc să le prodim cu produsele, le-am plătit cu pui și cu porci pentru că produsele erau proaste. Deci nu mai există posibilitatea să-i convingi pe ăștia hardcore, pentru că ei trăiesc într-o realitate a unui cult. Da. E cultul României socialiste care... Da. Și aici vreau să te întreb. E un cult de nuanță securistă? Este inspirat de foști securiști sau inventat de ei? Sau e al rușilor? Al cui o fi cultul ăsta? Nu cred, al nimănui. Este pur și simplu al oamenilor din România care după 1990 nu s-au putut adapta la noile realități. Pur și simplu. Este factual, este dovedit că astăzi noi trăim cea mai bună perioadă din istoria României. Suntem într-o perioadă de maximă, adică niciodată în istorie, și spun asta la modul... Măcar vremea lui Ceașcă nu n-a crescut de 6 ori PIB-ul în 2 decenii. Nu aveam. A fost o perioadă, este comparativă cu perioada de creștere din anii, de la sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70, creștere care atunci s-a făcut pe bază de împrumuturi externe, să fim înțeleși, că nu a fost un miracol comunist. Și acum, să știi, 47 de miliarde anul ăsta. Da. Dar însă acum să spun, nu suntem dependenți de aceste împrumuturi. Românii trăiesc bine pentru că ei muncesc și și-au creat oportunități și sunt oameni liberi care generează profit. Nu vorbesc de stat care se împrumută și să-și mențină structura. Nu toți. E adevărat, dar în general lumea trăiește incomparabil mai bine decât în orice altă perioadă din istoria României. Și de ce sunt, cum să spun, adică de unde vine nemulțumirea? Cu toate că multă vreme am spus că prosperitatea aduce și mulțumire. Uh-huh. Dar nu e adevărat. Se vede că nu e adevărat. Deși oamenii o duc bine, nu sunt mulțumiți. Știi ce? Am citit un studiu în The Economist, dar mai vechi, sunt vreo 10-15 ani de atunci. Un studiu făcut pe mulțumirea muncitorilor din zonele industriale ale Angliei. Uh-huh. Și studiul a mers până la 1850 pentru că aveau date. Și au constatat că, de fapt, la 1850, muncitorii erau mai mulțumiți cu situația lor. Mm. Făceau mai puține greve, de exemplu, și exista, un sentiment. Au analizat ei cu mijloace sofisticate sentimentul la nivelul clasei muncitoare. Mm. Decât în ziua de astăzi, și au găsit una dintre cauze, și anume faptul că în 1850 diferența între un muncitor și șeful companiei, la nivelul de posesiuni lumești și stil de viață, nu era atât de mare cum este în ziua de astăzi. Sigur. Atunci muncitorul avea și el o căsuță la marginea orașului, șeful avea una mai în centru. Mm-hmm. Astăzi muncitorul are cam aceeași căsuță la marginea orașului, șeful are iaht, casă în Maldive, umblă numai cu jetul privat. Corect. Și asta, diferența asta e cea care dă nefericire oamenilor și sentimentul că n-au reușit în viață și că există o clasă superioară care îi oprimă, exploatează și îi face nefericiți. Da. Acum e și în România valabil? Sigur că da. Peste tot este valabil lucrul ăsta. Înainte, probabil că nivelul ăsta, eu cred că accesul la informație, rețelele de socializare, faptul că acum instanta vezi orice, oricând, la orice oră și, nu știu, dacă vezi, intri pe TikTok sau pe Facebook și vezi un clip cu... nu știu, Cristiano Ronaldo care se duce la Monaco și are, nu știu, un iaht și 70 de mașini. Sentimentul uman de invidie este natural, e normal. Te uiți la tine și zici, aoleu, păi eu ce fac? Sunt nemulțumit. Adică, sigur, e o chestie, poate discuția noastră... Poate mă scriu și eu într-un partid, poate ajung și la Monaco, dacă am și eu să fac ceva, să câștig mai mulți bani, să ajung și eu să am lucrurile alea pe care le văd.
Însă nostalgia asta este altceva. Aici sunt mai multe straturi. Sigur că e chestiunea asta economică, este nostalgia pentru trecut sub varianta, în varianta asta tinereții. Sunt persoane în vârstă care sunt nostalgice pentru că tinerețea lor a coincis cu anii 70, când îți spuneam că regimul comunist a reușit să creeze o creștere economică și un boom în nivelul de trai al populației, pentru că efectiv vorbim de o generație care a stat la țară, s-a născut la țară, dar nu la țara asta din clipurile pe care le vedem noi, mai spre bordei, așa, idealizat, da. Așa cum spun ăștia care sunt cu nostalgiile astea, ei dau niște imagini astea serafice, raiul de la țară, cu oameni care se îmbracă popular, dar în același timp toți sunt machiați, arată bine. Se duc la izvor cu donița în mână. Să fim serios, dacă te duci 5 minute la țară, nu-ți mai vine să stai păi acolo. Numai dacă cari găleata cu apă, da, de la fântână până în casă și te dore toate spatele. Ia să vezi ce-ți mai cade machiajul și dorința exact să mai stai acolo următorii 20 de ani. Da, deci sigur e chestiunea asta, dar toată generația aia care s-a născut la țară în anii 70 a avut un boom în nivelul de trai. Au plecat de la WC-ul în fundul curții, într-un apartament unde aveai WC-ul în casă, aveai apă curentă, puteai să-ți cumperi mobilă de la stat, trăiai independent de părinți, ceea ce era nemai auzit în România conservatoare dinainte de venirea comunismului. E toată generația asta care acum are undeva 70-80 de ani și aduce aminte cu nostalgie de momentele alea. Pentru că astăzi abia așa ajung în pensie, trăiesc la un... sunt izolați, sunt părăsiți, abandonați de societate, sunt tratați ca niște persoane de care te poți dispensa, statul și politicienii își aduc aminte de ei doar că ți se le dea o găleată și niște mici la un festival. Adică oamenii ăștia se simt frustrați, sunt abandonați, se simt părăsiți. Și se duc spre extrema asta. Se duc spre extrema asta pentru că ei, nu știu, cumva simt nevoia să se ducă spre zona asta. Dar asta este generația care a trăit perioada aia. Ce este mai periculos este că generații care s-au născut după 90 cred în porcăriile astea. Exact, pentru că nu-s doar bunici, sunt și nepoții. Sunt nepoții care cred asta. Și care nu au nicio experiență directă cu anii 70 sau cu comunismul. Da. Și cu toate astea, pentru ei a funcționat povestea cu mândria națională de a fi român, extraordinarul destin al poporului nostru. Ei simt nevoia să aparțină de ceva mare. Da. Mulți dintre ei au emigrat și sunt în neamuri, între neamuri, care au făcut chiar chestii mari. Da. Simt nevoia să vină și ei cu ceva de acasă la masa asta globală. Iar România nu a creat, n-a reușit să creeze după 1990 o identitate. Zici? Da. Deci s-a încercat ceva cu identitatea creștin-ortodox. Nu este credibilă. Este o chestie... Nu așa se face. Deci, stilul ăsta... Astăzi nu avem o definiție a patriotismului. Dacă îi spui cineva, dacă te întreb ce înseamnă patriotismul, poți să-mi răspund? Una dintre cele 10 porunci, să nu-ți furi țara. Cred că am putea începe cu ea. Ce înseamnă asta? Dar mulți dintre cei care sunt patrioți își fură țara. Da, ce înseamnă asta? Cât de credibilă este chestia asta? Când toată lumea știe că se folosește cuvântul patriotism doar că sună bine într-un slogan politic și ei de fapt știu că ăla care se bate cu cărămida în piept că e patriot, de fapt nu e. Și fură și după aia nu-și respectă cuvântul și așa mai departe. Ăla e patriotism? Cine crede chestia asta? Dacă tu ai vrea să construiești o identitate națională, care ar fi niște trăsături de caracter specifice României, niște idealuri specifice acestui neam? Nu știu. Nu, pe nu, care... Eu nu vine în cap acum ceva și nici nu știu, dar știu că nu avem așa ceva. Adică noi nu avem o identitate credibilă. De asta copiii ăștia care... Asta deși avem cea mai mare cultură din Europa. Da, exact. Da, nu avem ceva în care copiii ăștia de care ziceai tu că sunt... Să creadă. În ce cred ei? În nimic. E o generație care crede doar în pragmatism. Sunt pragmatici, într-adevăr, sunt mult mai pragmatici decât am fost. N-avem founding fathers, n-avem Constituție, n-avem eroizarea. Dar știi de ce? Noi, de fapt, n-am eroizat în istoria noastră decât conducătorii nealeși. Eventual. Și ne-am ocupat foarte mult să găsim,
cum să spun, să demitizăm și să spargem orice fel de statuie pe care am construit-o. Am construit statui false și după aia ne-am ocupat să le spargem și să construim alte statui false și să le spargem și pe alea. Dacă te uiți la stilul ăsta de... Românii votează, românii au nevoie de eroi, își creează eroi în fiecare zi. Societatea românească creează noi și noi eroi, cărora le asignează speranțele lor. Credem câteodată se creează și ei pe ei înșiși, exact. Se auto-creează, da. Eroi ăștia și sunt cam de obicei impostori. Sau nu toți, să știi, însă majoritatea, nu, toți sfârșesc prin a dezamăgi. De ce? Pentru că ei sunt investiți cu niște speranțe pe care nu sunt realiste. Vrem un președinte care să ne rezolve nouă toate problemele. Lucrul ăsta nu se va întâmpla. Indiferent cine o să iasă președinte în România, el va sfârși matematic prin a dezamăgi pe toată lumea. Indiferent, uite, îți spun acum, dacă vrei, facem un pariu. Oricine iese președinte anul ăsta în România... Gata, facem pariu. Cine iese președinte, în cât timp ne va dezamăgi? Până la sfârșitul mandatului. La sfârșitul mandatului va avea popularitate 1% dacă vom mai avea și pe aia. De ce? Pentru că românii cred că președintele pe care îl aleg o să le rezolve problemele. Ei își aleg voievod, de fapt. Da. De fapt, și aleg... acum. Exact. Își aleg un alt Ceaușescu, își aleg un alt Gheorghiu Dej, își aleg un alt Ștefan cel Mare, un alt, nu știu. Uită-te la modul cum sunt susținute persoane publice. Da? Apare câte o personalitate, o persoană publică, să spunem, nu neapărat din politică, din, nu știu, din instituții, din social media, din muzică, din orice vrei tu, da? Toată lumea zice, wow, ce chestie, extraordinar, așa, și la primul scandal, toată lumea e varsă lături în capul uneva. Voluptatea asta românească de a te, în primul rând, de a te ridica, de a ridica pe cineva dincolo de, cum să spun, de calitățile lui reale, da? și ești atât de orb încât nu vezi că omul ăla nu poate să îndeplinească toate lucrurile pe care tu le crezi despre el. Nu poate să fie și un extraordinar cântăreț și un om de litere, să vorbească și bine, să fie și așa, și medic, să repare și spitale și șosele și să facă și trenurile să vină la timp, să lupte cu corupția și nu ne trebuie de fapt, eu asta cred. Nația română nu are supereroi. Noi suntem într-o căutare, noi avem nevoie de Superman. Sau de ăștia, de Avengers. Problema e că nu generăm Superman și chiar când îi generăm, nu știm să-i recunoaștem, pentru că le detestăm competența, școala și așa mai departe. Da. Ai scris recent o chestie foarte interesantă, o postare care de fapt m-a determinat să te invit aici. Da. Ai zis, băi, nu mai sperați că vă ajută serviciile, cum s-a întâmplat și alte dăți când a ieșit Deux Ex Machina și s-a schimbat totul în bine în ultima clipă și ne-a oferit de... ai folosit câteva termeni, răutatea, greșelile noastre, indolența, lipsa noastră de curaj, de perspectivă, de așa mai departe. Asta le pun eu de la mine, nu sunt ale tale. Nu sunt ale mele, dar că e exact. Și acum ai zis... Băi, s-au retras serviciile, stăm de capul nostru, suntem copiii nimănui. Da, este... Serios? Da, nu, am vrut, bineînțeles că am vrut să provoc cu postarea asta, dai seama. Pe mine m-ai provocat, ai reușit. Da, am reușit. Am dat și share. Dar nu este, așa. N-a fost ceva, adică nu e ceva neadevărat în ce am spus acolo. Asta cred eu. Societatea românească și ca urmare a problemei astea pe care discutam noi când am început emisiunea, securitatea asta nenorocită. În 90, din punctul meu de vedere, s-a întâmplat că spitalul de nebuni, pur și simplu, s-au deschis porțile spitalului de nebuni. În România a fost timp de 40 ceva de ani un experiment la limita diagnozei psihiatrice. Că noi asta am trăit. Am trăit un experiment care ne-a transformat pe cei care l-am trăit în niște oameni bolnavi, psihic. Știi, eu sunt jurnalist din 26 decembrie 89 la facultatea mea, în spațiu sediu UASCR și am făcut primul ziar al facultății. Și mi-aduc aminte, în primele redacții prin care am trecut, în fiecare zi venea câte unul care ne spunea că i-a pus securitatea chipuri în cap sau în telefon sau în mobilă sau, știi? Da. Oamenii ăia nu aveau chipuri. Erau pur și simplu, așa se manifesta atunci psihoza. Ea venea
de la presiunea psihologică la care puteți să se supuși și înainte. Exact. De nu, acum, nu este un... Nu vreau să jignesc încă o dată pe nimeni. Sper să nu fie cineva jignit de afirmațiile mele, că eram toți într-un mare spital de nebun. Din punctul meu de vedere, citind 20 ceva de ani dosarele securității, care, dintr-o anumită perspectivă, dacă trecem dincolo de discursul ăsta istoric și vrem să vedem metode și suferință și nu știu ce, securitatea a făcut un cadou cu societății românești cu această arhivă, pentru că, fără să vrea, securitatea a înregistrat zi de zi, oră de oră, ceas de ceas, trăirile, emoțiile, gândurile oamenilor care au trăit în 40 și ceva de ani. Adică avem o mărturie directă a ceea ce și cum s-a transformat societatea și cum gândeau oamenii, cum au început să gândească, cum au început să se comporte. Și asta s-au schimbat între ierbii. Timp? Da, bineînțeles. Dacă te uiți la arhive și la... Bineînțeles că s-au schimbat. Ce s-a schimbat? Da, s-a schimbat... În primul rând, asta era ideea pe care vreau să o duc la bun sfârșit, că noi am deschis, s-a deschis pur și simplu, că asta a fost istoria, nu brusc s-a întâmplat revoluția, s-a dat drumul la poartă și am ieșit toți în nou aer al libertății. Eram atât de distruși încât nici lumina soarelui nu o suportam, noi nu știam, nu eram obișnuiți cu lumina, știi, încearcă să ții un om închis într-un beci vreo câțiva ani în întuneric și apoi dă-i drumul la soare, dă-i drumul la lumina zilei și vezi cum se comportă. Noi în 89 eram genul ăla de oameni, de-aia am crezut tot, de-aia ni s-a întâmplat ce ni s-a întâmplat, noi nu eram pregătiți pentru lumea reală, cum spuneai tu, și ai atins un punct important, noi am fost izolați de restul lumii. Românii, noi, nu știam cum arată restul lumii. Pentru noi, România, cel puțin pentru mine, pentru generația mea, România se termina la Vama Veche. Exact. Ce nu știe? Mai exista nimic de acolo, era terra incognita ca în hărțile medievale. Tu dai seama că pentru noi Occidentul înseamna Dallas. Deci aia era cea mai apropiată imagine despre cum ne imaginam noi că este Occidentul. Noi credeam că în Statele Unite sunt cowboyi din aia care merg cu pălării din alea și ferme și vaci și asta era pentru noi America. Sau asta era nivelul nostru. Adică, hai să ne întoarcem la acum. Da. Că ne apropiem, am trecut deja de o oră. Să știi. Am tendința asta de a vorbi. Da, eu cred că i-am ținut pe oameni până aici și mulțumesc că v-ați uitat. Și apropo, emisiunea asta n-are sponsor, n-are nicio soluție de antenă. Nu o să pun bani în ea ca să se ducă mai departe, pur și simplu, dacă vă place și dacă e interesantă, distribuiți-o voi. Asta e tot ce vă rog, care îți plată. Da, ok, ca să revin la ce ai întrebat tu despre chestia asta cu astăzi. Este foarte dificil pentru că noi nu ne-am... Unde mai este securitatea prezentă? În mințile noastre, în viață? Da, este prezentă în mințile noastre. Este ceea ce eu la un moment dat am vrut să lansez ca termen, se anume securismul. Securitatea nu mai există. A dispărut, s-a desființat, s-a terminat cu ea. Deși găsești astăzi oameni care pot să spună că există, că sunt, că securiștii fac, complotează, nu știu ce. Nu există chestia asta. Nu există. Securiștii ăia bătrâni, în afară de faptul că se plimbă prin parc, să duc să-și îngrijească bolile și scriu memorii, altceva nu fac. Bine, unde se plimbă prin parc pe la Monaco sau pe la... Fiecare cum a putut să se descurce și înainte de 1989 și după 89. Adică, na. Da. Dacă erai securist la, nu știu, la aici, Dunărea și aveai pe mână 50.000 de dolari în 89, cred și eu că s-a venit ușor să te descurci. Și s-au descurcat. Unii nu s-au descurcat. Că au fost și securiști care săraci au rămas să plătească oarele sparte și au ajuns destul de rău. Nu e o regulă. Ei, securitatea asta desfințată de securism a supraviețuit și îl avem într-o formă paranoizată în societatea noastră, asta cu implicarea serviciilor. Știi? Că de aici am pornit în chestia asta. Că toată lumea se uită și spune serviciile. E foarte interesant. Este foarte interesant că partea asta frumii, cum îi zic eu, a societății românești, elitele noastre care și dau direcția adică asta. Adică voi care vă uitați acum la emisiunea asta, ca să vă fie clar. Frumii, așa, okay. Să vă fie clar. Oamenii au o relație de love and hate cu serviciile. Adică, pe de o parte, ei spun, bă, serviciile controlează tot în țara asta. Asta e teoria. Bă, tot. Adică, serviciile sunt în toate, controlează tot, aleg, fac, pun dreapta în stânga. Sunt peste tot, bă, nene. Într-un mod paradoxal, ăsta nu e un lucru de rău pentru servicii.
adică oamenii ăștia care pretind că luptă cu serviciile, de fapt fac cea mai mare operațiune de PR pentru serviciile noastre secrete. Pentru că ei sunt dovada că serviciile nu sunt în tot, cum nici securitatea nu era în tot. Deci nici în regimul comunist securitatea nu controla tot. Că dacă ar fi controlat tot, n-ar fi existat revolte, revoluție și așa mai departe. Nu există niciun serviciu de pe lume. Da, dar sentimentul că ei controlează tot ne face pe noi. Sentimentul că ei controlează tot ne face pe noi să credem că ei controlează tot. Și de aici e chestia asta, serviciile să vină, știi? Și chestia este că ăștia spun, să dispară serviciile, să nu mai fie. Pe cine vor serviciile președinte? Pe cine vor, să pună, îl pun președinte pe Cutaru, pe ăsta, sunt serviciile băgate în chestia aia. Pe de altă parte, când nu se întâmplă niște lucruri, dar unde sunt serviciile și nu unde mai e campania anticorupție, de ce s-a oprit? Ăștia? De ce nu dau jos dronele? De ce nu ne-au anunțat că nu știu ce se întâmplă, nu știu cum? Adică, sigur, e într-un mod, într-un dar fel. Dar tu acum vrei să ne distruge universul, pentru că da, vezi tu, în cult... evident că sunt plătit de servicii ca să vă distrugi. Începem să ajungem la o treabă, începem să ne gândim la altă conspirație. Da. Pentru că, da, pe de altă parte, dacă scoatem serviciile din ecuație, ne simțim cam singuri, cam așa? Cam singuri, așa, cu responsabilități. Exact. Și s-ar putea să nu mai avem pe cine să dăm nu vina. Nu mai avem scuza aia că n-am mers prost din cauza mea, n-am mers prost din cauza serviciilor. Aici ai pus punctul pe ei, aici ai pus degetul pe eu le zic buton. Oamenilor meleu la radio, că am o emisiune la radio și le zic mereu când se plâng de pe cine să voteze sau mă întreabă. Și le zic, frate, nu te mai întreba pe cine să votezi, întreabă-te de ce nu candidezi tu. Pentru că votatul este doar prima treaptă a democrației, candidatul. Tu să candidezi, să te bagi, să te lupți, chiar la nivelul orașului tău sau al comunei. Asta ar trebui să facem. Dar asta nu facem. Să nu fim, și aici înțeleg ce ai vrut să zici cu serviciile. Până la urmă, știi ce? Eu ca jurnalist, cred că o parte din ceea ce s-a întâmplat în presă, înainte de 89 și după 89, au fost și niște entități construite pentru că pur și simplu noi nu le generam autentic. Niște entități din, cum să zic, din ceea ce ar trebui să constituie o societate democratică, nu le făceam. Oamenii nu și-au făcut nativ, nici partide, nici publicații libere. La un moment dat am avut senzația că le dă cineva o mână de ajutor ca să semănăm și noi a democrație, știi? Da. S-a vopsit un pic. Da, s-a tras ca să iasă asta. Exact. S-a tras ca să iasă. S-a tras. Pentru că ce nu puteam să facem noi, s-a împins ca să iasă cum trebuie. Și zici că acum nu se mai trage. Păi nu mai are cine să mai tragă, toată lumea s-a săturat. Aia care au mai tras cât de cât au plecat și acum suntem practic... De capul nostru? Da, suntem de capul nostru să facem alegeri. Acum, întotdeauna a fost de capul nostru, să fie clar. Mai e o chestie din asta, delegarea responsabilității. De ce se simt oamenii foarte confortabil cu regimurile autoritare sau de ce lumea este nostalgică după regimul lui Ceaușescu? Că n-avea nicio responsabilitate. Corect. N-avea nicio responsabilitate. Dacă se întâmpla ceva rău sau bine, nu era nici vina lor, nici ceva ce făceau ei. Dacă se întâmpla rău, nu-i vina mea. Nu-i vina mea, nici ăștia noi au făcut. Nu ne facem. N-am nicio responsabilitate. E chestia aia. Ei să facă, știi, nici să se facă. Sau ei să facă, ne plătesc, noi ne facem că muncim. E dealul ăsta de, știi, regimul comunist a oferit oamenilor o afacere, un deal foarte foarte bun. Faptul că nu trebuie să răspund, adică tu nu ai niciun fel de implicare, tu nu te implici cu nimeni, nu ai niciun fel de responsabilitate. Nici măcar în viața ta. Nici măcar în viața ta. Noi regimul alegem pentru tine. Nu trebuie. Poate să faci... de aia ne e dor de el. Exact. Exact. Avem prea multe alegeri acum. E obositor. Noi trăim într-o societate obositoare, ne obosește. În fiecare zi trebuie să facem foarte multe alegeri. Foarte multe alegeri în fiecare zi. În fiecare zi. În viața noastră de zi cu zi trebuie să facem alegeri. Începând cu momentul când ești pe ușă, până când te întorci acasă, tu ai de făcut în continuu alegeri. Ți se cere de la tine, alege, fă ceva, uite, du-te acolo, fă cutare. Cum ar fi, de exemplu, momentul ăsta în care trebuie să alegeți? Dați un share la emisiunea asta sau o închideți, puneți un comentariu, poate nu puneți un comentariu, poate nu v-a plăcut, poate vă imaginați că ne-ar angajat cineva să ne ocupăm să distribuim aici niște mesaje subterane, le decodați în continuare? Să dea Dumnezeu să ne angajeze. Sunt o mulțime de alegeri de făcut. Da. Și duminica asta e o alegere importantă. Nu vă bazați pe nimeni să vă spună ce să faceți. Gândiți-vă voi. Mulțumesc că v-ați uitat la Eu cu cine, la Mădălin Hodor și la mine și să ne auzim cu bine
Lunea viitoare. Comentăm și lunea viitoare un pic la telefon. Da. Mulțumesc tare mult. Cu plăcere.